Altera este pe cale să se schimbe. Altera este un tărâm împărțit între oameni, elfi, bestii și dragoni. Cu zeci de ani în urmă, elfii și oamenii au izgonit bestiile și dragonii înapoi în munții întunecați. Răul înflorește în întuneric și își trage puterea din el. Mânia și furia se adună în juvaerul dragonului întunecat, așteptând renașterea acestuia. În ultimii ani, oamenii și elfii s-au luptat pentru teritorii. Și din acest motiv nu pot vedea că dușmanul lor comun și că un rău și mai mare se îndreaptă spre ei. Dar Nerwin, prințesa elfilor, poate vedea furtuna ce se apropie și crede că singura speranță a Alterei este să uite trecutul și să se alieze cu oamenii. A decis să acționeze de una singură în secret. Un act curajos, dar nechipzuit. E ceva aici, pot să o simt. Oameni? Suntem încă pe teritoriul elfilor. Nimeni nu ne cunoaște planul. Ce? De ce mai încerci? Abilitățile tale nu se compară cu ale mele. Prințesa Elena! Prințesa Elena? Cum ne-a găsit? Deci tu ești Lia. Ar trebui să mi te alături. În curând voi fi suveranul Alterei. Este momentul domniei elfilor. Nu o asculta! Te poate fermeca! Ai grijă, Nerwin. Bestiile s-au pus în mișcare și dragonul întunecat se va trezi în curând. Vrei o alianță cu oamenii? E minunat, dar penibil. Eu am un plan. În curând voi conduce această lume. Este momentul domniei elfilor. Copanel, you're a messy. Bestii? Scondule! Imbecilule! Wow, bestii adevărate! Distruge! Distruge! Arde! Ucide! Masa s-a amânat. Să-i plăcim pe toți! Trebuie să ajung înaintea lor în oraș. Și eu mă bucur să te cunosc. Pa! Asta nu e bine. Nu mă prinzi! Asta e o greșeală!
Asta clar nu e ziua mea. Om, încolțit. Carne gustoasă. Mâncare? Vreți mâncare? Am un copănel. E foarte gustos. Nu, mâncăm om. Pe tine. Mâncare. De bun. Mână, picior. Nu, serios, vă promit. E delicios. Sfârșit. Al meu. Nu, al meu. Al meu. Sfârșit. Nu e sfârșit pentru mine, dar cu siguranță este pentru voi. V-am adus aici intenționat. Voi sunteți cei încolțiți. Cei mai buni luptători din Altera sunt aproape aici și așa vă veți găsi sfârșitul. Arătați-vă, soldați! Numărul 1! Numărul 2! Atacați! Mai repede! Mai repede! Sper să mă creadă! Plecați de aici! Sunt bestii în pădurile noastre! Luați-o spre sud! Prin bestiile! Săgeți! Hei, sunt destul de slăbut. Oamenii mai grași au luat un dracolo. Vă arăt unde sunt. Mincinosule, pune-l la frigă. Să-l mâncăm. Prindeți-l. Sigur vreți să faceți asta? Fă-l să țipe. Pe foc. Răsc luptele inegale. Ce? Hei, prieteni! Mă bucur că ați ajuns! Nici o grijă! E ciudat, dar o rezolv eu! Oh, nu! Ce se... Am prins un pește! Pește? Apucă sabia, pește! Cine ești? Arăți a luptător! Să vedem ce poți să faci cu o sabie de lemn! Bestiile acelea voiau să te servească la prânz, dar eu te-am salvat, mi-ești dator. Te-aș putea arunca înapoi, dar asta o să fie amuzant! Apărarea ta e firavă, cu multe puncte slabe. O sabie adevărată, ai fi fost mort deja! Haide! Pierde-ți echilibru și-ți pierzi viața! Crezi că te poți ascunde? Neglijent, moale, încet! Un pariu! Dacă mă lovești o dată, îți cumpăr o sabie adevărată! Asta nu e luptă, asta e gâdilat! Nu te poți ascunde de soartă, pește! Vezi? Pește a fumat.
Girase destul de bine. Mort? L-am omorât deja? Ai trecșat? Nu-i rău. Aș spune că am câștigat. Dar ești sigur? O ceasă pe asta? Varnak! Ai terminat cu joculețul? Varnak? Faimosul mercenar? Varnak? Eu sunt. Wow! Tocmai l-am învins pe Varnak! Da, m-ai învins? Doar mă antrenez puțin, Geralt. Și tu ești Geralt? Faimosul învingător de dragoni! Frățioare, ia uite ce-a mai apărut la bord. Să-i păstrăm. Argenta are o slăbiciune pentru creaturile mici. Creaturi? Aceia sunt niște soldați grozavi. Sunt de neînvins. Sunt prietenii mei. Și dacă faceți echipă cu noi, o să trimitem bestiile alea înapoi pe munți întunecați. Nu ne putem întoarce acum. Bine, nu am de ales. E nava voastră. Bine, băieți, orice ar fi, suntem o echipă. E distractiv, nu-i așa? Și Varnak, îmi ești dator cu sabia aia. O sabie foarte bună, o sabie mare, una grosavă. Pește, abia m-ai atins. Varnak, am văzut cu toții. Geralt, tu de partea cui ești? Eu doar mă prosteam. O sabie cu adevărat grozavă. Să ne aliem? Suntem dușmani. Și așa am fost de ani întregi. Altera nu va supraviețui, maestate. Prințesa, acesta e palatul oamenilor. Ha! Preotule, de ce nu păstrezi asta pentru bestii? Teram? Dacă nu ar fi fost reputația lui Nerwin, nici eu n-aș fi fost aici. Ajunge cu vorbăria vrăjitoare. Nu ai niciun cuvânt de spus aici, e clar? Stop! Las-o să vorbească! Oricum nu cred niciun cuvânt spus de elfi. Maestatea voastră, poate că nu aveți încredere în elfi, dar harta elfească nu minte. Forțele dragonului întunecat au pornit la drum. Voi, oamenii, știți că dacă dragonul se trezește din hibernare, va fi mai puternic ca niciodată. Aceasta ar putea fi ultima șansă pentru Altera. Vă implor, maestate. Prințesă! Acum este momentul să uităm trecutul și să formăm o alianță. Trebuie să ucidem dragonul întunecat. Nerwin are dreptate. Nu e timp de pierdut. Trebuie să acționăm. Asarana, ai întrecut măsura. Altera e în pericol. Cu toții suntem în pericol. E adevărat. Elfii și vrăjitoarele nu pot fi de încredere. Dar și noi, preoții, am simțit pericolul. Poate că e timpul pentru o alianță. Oh, dragoni și bestii. Bestii și dragoni. Au fost înfrânți cu decenii în urmă. Acum vreți să merg la război doar din cauza unei hărți? Ce fel de glumă este asta? Fierul se înmoaie la fel ca untul când se încălzește, la fel ca inima oamenilor, la fel ca inima unui războinic, dură când e rece, moale când se încălzește. Un scut bun, 10 monede de aur. Cea mai bună sabie, 10 monede de aur. Bătrâne, trebuie să iau flăcăului acestuia o sabie. Cu cât mai ieftină, cu atât mai bună. Stai așa! Nu așa ne-am înțeles! Vreau cea mai bună sabie! Varnak, nu te-am mai văzut până acum cumpărând sabie pentru cineva. Ce știi? Puștul ăsta e neobișnuit. L-am văzut învingând o duzină de bestii doar cu un pumnal. Poate înfrunta chiar și un dragon. Și cu abilitățile lui are nevoie doar de o sabie ce costă doar 5 monede. Ce ai la preț de 5 monede? Eu fac doar lucruri bune. Dar pot face una pentru 7. Poate puțin mai ieftin. 7 monede. Și 3 pentru mâner. Poftim? Dar asta înseamnă 10. Crezi că-s fraier? Las-o, Balto, nu o să o cumpăr. Dar n-ai de ales. Trebuie să o cumperi. Te-am învins. Faimosul Varnak, învins de un puști și acum vrea să-l păcălească. A trișat. E un trișor peștișorul ăsta. Un elf? Îmi datorează o scuză! Las-o baltă! Nimeni nu poate prinde un elf! S-o prindem! Un
elf în paradisul sfinților e așa de ciudat? Da, și tocmai mi-a plătit o grămadă de bani pentru o duzină de vârfuri de săgeți. Preț întreg! Bună afacere! O să o prindem! Voi luați-o pe aici! Întâi îl înving pe Varnac, acum o să prind un elf. Numărul 1, numărul 2, prindeți-o! Ne-a furat ceasul! Trece înapoi! Repede! Fugiți! E rea! A fost o nebunie! Asta pentru ce e? Pare că ți se potrivește. Păstrează, s-ar putea să ai nevoie de ea. Mai încearcă unul din trucurile tale elfești acum. Cum o să scap din asta? Nu mă lovi! Nu! Mă loviți! Bun! Nu! Nu! Sunt sigur că a meritat să te prind. Nu m-ai prins! Am căzut! Sunt cel mai rapid dintre toți oamenii! Ești complet iremediabil. Asta nu arată prea bine. Oh, nu! Bombe! Bombe? Costas! Bună, prieteni! Am prins un elf! Impresionant, ha? Chiar acolo! Ce tot faci? Trădătorule! E al tău! Era al meu! Serios? N-ai mai văzut așa un arc până acum, nu? Ai grijă! Mai bine m-ai lăsat pe mine! Hei, cum ai făcut asta? Voi elfii aveți așa de multe secrete! Ești om! Cu siguranță nu-ți spun nimic! Oh, nu! Se pare că va trebui să ai încredere într-un om acum! Eu iau partea asta! Ai experiență cu sabia aia? Cred că mă pot descurca singură cu toți! Elfii sunt atât de încrezuți! Dă-mi drumul la mână, te rog! Bine, elfii pot zbura? Mai atingem o dată și vei regreta! Ups! Tocmai m-ai atins! Cred că tocmai m-ai atins din nou! Tu ia-i pe cei lenți! Lasă-i pe ceilalți pentru mine! Argenta, ai grijă! Vine la gol întunecat! Nu! Omorâți-i pe toți! Fiți atenți la asta! Nu! Stai! Nu e nevoie. Așteaptă. Ce?
Cook, adună-i! Da, domnule, chiar acum! Prinde pe toți! Adunați-i! Lați-o după mine! Bestia aia a fost uriașă! Sunt incredibil! Nu ai făcut o asta! A fost tipul de pe cal! Geralt, mă bucur să te văd! Belscud, mi-a lipsit prietenia noastră. Trăim vremuri dure pentru prietenie. Mă bucur că ești aici. Am nevoie de un om de încredere. Și văd că regele te-a promovat. Sunt impresionat? Nu e nevoie. Regele a fost mereu mai impresionat de tine. Nu cred că va mai fi impresionat după ce s-a întâmplat în Paradisul Sfinților. O să-i spunem împreună și îi vom înfrunta mânia amândoi. No! Velscud, e al unei bestii? Da, o bestie ne-a atacat din senin, dar am reușit să o înfrângem. Da, nu, imposibil. Mă tem că asta înseamnă că dragonul întunecat revine. Nu se poate. De ce în timpul domniei mele lucrurile mergeau așa de bine? Nu mai putem ignora pericolul. Dar... Maestatea voastră, vedeți acum că harta tuturor timpurilor reflectă adevărul. Ca sfătuitor al vostru, din păcate recunosc că Nerwin avea dreptate. Războiul înseamnă aur, iar eu și nava mea suntem pregătiți. Maestatea voastră, Geralt. Argenta, vă așteptăm ordinele. A venit timpul. Altera trebuie să se unească. Trebuie să hotărâți. Da, o alianță, dar sub flamurile mele. Elfilor, dacă sunteți de acord, chemați-vă armata. Sper că vom putea sărbători la finalul războiului. Mi-ai văzut cumva câinii? Câini? Pește, trebuie să te pregătești de luptă. Strângeți lucrurile, pornim la război. O să noți în aur. Nu râde! Unde-mi sunt câinii? Pește, acum este momentul să înveți. Viața este imprevizibilă și dură. Aici erați! Numărul 1! Numărul 2! V-am găsit! Sunt așa de bucuros să vă văd! Hey! Ce e asta? Bătrânul crede că sunt foarte drăguți. Poftim! I-ai dat un schimbul sabiei pentru puști? Ăsta-i adevărul! Nu! Ce-ai făcut? Pește, ar fi înțelept să rămâi aici, să te antrenezi cu mine. Fierărie e o meserie bună, să știi. Pierar? Nu asculta nimic din ce spune. Nu știe. Este ca băiatul și câinii să rămână aici cu mine. E mai sigur aici și nu-ți va fi de niciun folos acolo unde mergeți voi. Să rămână aici? Îl antrenez să devină luptător. Gândește-te, Varna. E mic și va fi prima țintă a bestiilor. Vor fi fără milă, iar câinii nu-l vor mai revedea niciodată! Varnac mi-a salvat viața! Trebuie să-i fiu loial! Prieteni, vă spun la revedere. E prea periculos pentru voi acolo. O să câștig mult aur și vă voi răscumpăra pe amândoi. Vă promit. Pierarule, ei sunt prietenii mei cei mai buni. Și acum sunt în grija ta. Trebuie să-mi faci cea mai bună sabia ta. Indiferent de preț. Băieți, să fiți cuminți.
faceți-mă mândru. Fără lacrimi. Ignoră-l, prețul nu se schimbă. Ai înțeles? Băiatul are o inimă mare. Va fi un războinic groaznic, pentru că o va urma întotdeauna. Vezi de treaba ta și fă săbii. Ce câini drăguți! Sunt ai tăi? Par să te placă? Mi-a intrat ceva în ochi. Ce e aia acolo? Un războinic care plânge din cauza unor câini? Este chiar drăguț. Lasă-mă în pace, bine? În regulă, o să te las singur. Ei, în ce ai tras? Wow, wow! Ai grijă! Nu trage în mine! Era cineva aici sus. Chiar era. O statuie. Calmează-te! Nu voi spune nimănui. Sigur am văzut ceva mișcându-se. Hei, vino aici! Uite! Ar trebui să fim și noi aici. Da. Ultima dată când ne-am văzut, dragonul întunecat era închis în munte de 100 de ani. În cine mai pot avea încredere? Dacă bestiile atacă, înseamnă că dragonul s-ar putea trezi curând. Pericolul este mare. N-aveți de ce să vă temeți? Eu zic să mergem acolo să-l omorâm. Cuibul lui este foarte bine apărat. Și este bine protejat de un șir de munți. Spuneți că nu puteți înfrânge bestiile alea? Forțele lor sunt mai numeroase ca ale noastre. Nu putem înfrunta și bestiile și dragonul întunecat în același timp. După atâția ani de hibernare, dragonul va fi o forță de temut. Și dacă ajungem la el înainte să se trezească? Mă tem că apropierea noastră îl va trezi din somn. Adică vrei să spui că în acest caz suntem cu toții morți? Dragonul are o slăbiciune totuși. Puterea lui teribilă vine de la un juvaier ascuns în pieptul său. Îndepărtăm juvaierul și dragonul e vulnerabil. Da, exact. Juvaierul? Mă întrebare cât valorează. Legenda spune că juvaierul are puteri imense. Poate ucide și poate reînvia morții. Maestatea voastră, juvaierul ar trebui să aparțină oamenilor de aici, din orașul nostru. Teram! Aceasta trebuie să fie o misiune pentru pace! Războiul se poartă sub flamurile regelui, așa că prada ne aparține. Nu e permisă magia neagră vrăjitoare. Tipic pentru tine! Mai întâi îi spui regelui că nu e nicio amenințare, apoi vrei tu toată puterea! Dacă alianța luptă, prada este a regelui! Da, și armata voastră a lăsat bestiile să invadeze orașul. De ce trebuie să luați voi toate deciziile? De ce ar trebui să te asculte cineva, soldat? Casarana ajunge! Mereu vă certați așa? Dacă elfii vi se alătură, ar trebui să avem și noi ceva de spus. Atâta timp cât nu o fac preoții. Rezolv eu asta! Luați juvaierul, îl vindeți și împărțiți aurul. Hei! Ascultați-vă! Cum vă puteți certa în halul ăsta? Luați o pauză și fiți atenți la ideea mea. Mai întâi Cook. Armata lui Cook atacă din față și atrage atenția armatei bestiilor. Șobolan, mic ce ești! Stai așa! Între timp, micul nostru grup merge cu nava lui Varna. Da! Chiar în spatele cuibului dragonului. Și atacăm toți în același timp. Ne strecurăm și prindem dragonul înainte să se trezească. Atacăm repede, luăm juvaierul și venim înapoi. Perfect! Și ghișce, avem deja un elf de partea noastră. Suntem gata. Afară! Să ascultăm! Cine e puștiul ăsta? De fapt, îmi place planul lui. Velskud, tu ce părere ai? Geralt, tu cunoști dragonii cel mai bine. Chiar dacă ucidem dragonul întunecat și capturăm juvaierul, acesta îl poate corupe chiar și pe cel mai inocent. De un lucru sunt sigur. Juvaierul dragonului întunecat trebuie distrus. Nu cred că oamenii și elfii pot colabora prea bine, preoții și vrăjitoarele. Dar tu le-ai făcut o impresie bună. Ar trebui să fii mândru. Acum vezi adevărul.
Sunt cel mai bun! O să fiu un mare războinic! Băieții! Ar fi trebuit să știu mai bun bine! Asta, gustos! Velscud, dragostea mea, pot simți asta? Planul se desfășoară așa cum ți-am spus că o va face. Ești aproape de ceea ce ți-ai dorit mereu. În sfârșit, vei fi cel mai puternic rege pe care l-a avut vreodată Altera. Velscud, am niște ordine noi! Juvaerul trebuie să fie al meu! Ucide dragonul și adu-mi juvaerul! Cine controlează juvaerul, controlează întreaga Altera. Și de aceea juvaerul dragonului întunecat trebuie să fie al meu, iar tu trebuie să mi-l aduci. Eu voi fi atotputernic, iar tu o să fii generalul meu. General? Viitorul nostru rege nu e interesat să fie general. Cine este? Un elf întunecat, Velscud! Ucide-o! Nu are voie să fie aici! Ucide-o! Ucide? Îmi place cum sună. Nu asta! Elful întunecat! Este ea! Regele Velscud! Sună bine, nu-i așa? E o greșeală! Dragonul întunecat se va trezi curând. Este timpul să pleci în misiunea ta. Wow, e o frumusețe. Hei, ce așa de amuzant? Tu, oricât că e drăguț, îmi place în armură. Vom pleca înainte să afle cineva. Nu putem fi siguri de asta. O să fac rost de pânze noi după asta. Poate chiar de o ancoră. Problema ta, pește. Încă te smiorcă-i după câinii ăia? I-am dezamăgit. Dar o să mă întorc și o să dau sabia asta în schimbul lor. Asta o să fac. E bine, i-am cumpărat înapoi de la fierar și l-am plătit să aibă grijă de ei. Și mai bine ai exersat cu sabia aia sau nu te vei întoarce din misiunea asta. O să fii mâncare pentru bestii. Mulțumesc, Varnac! Ai o inimă bună sub toată armura asta! Aș merge așa de departe! Nu! Nu! Rezistă! Ce? Ține-te bine! Am totul sub control! Ce? Nava mea! N-am fost plătit pentru asta! Asta nu mi se întâmplă mie! Asta nu ne va opri. Nerwin, ne poți duce acolo la timp? Este posibil, putem reuși. Drumul este dificil, dar harta ne va ghida. Ghinion. Ăsta e ghinion. Mine. Nava mea! Acum nu vom reuși. Cuc aproape a ajuns. Va trezi dragonul întunecat dacă ajunge primul. Nu avem altă soluție. Nu ne putem întoarce. Stai! Aici erai. Poți invoca o navă elfă zburătoare? Imposibil.
Nu vă mai certați! Sunt dragon de ucis! Pe jos avem nevoie de un drum mai scurt. Dar vom fi mai aproape de teritoriul bestiilor. Deci pe unde o luăm? Vrăjitoare. Ar fi trebuit să aducem o navă elfă. Preoți! Navă elfă? Aceasta a fost cea mai bună navă din Altera. A fost... La o parte. Cer dublu pentru mers. Lia, știi unde suntem acum? Pentru că... Aici, suntem la aproape jumătatea drumului. La jumătatea drumului? Am deja bătături cât piciorul unui elf. Eu sunt cel mai mic, dar car totul. Tânăr, ton și gălăgios, liniște. Scuze, da, scuze. Ce-i asta? Acestea sunt ruinele uitate de timp. Aici a fost purtată o luptă din războiul elfilor împotriva oamenilor. Mulți elfi au fost măcelăriți. Fantomele elfilor încă se lășluiesc pe aici. Și nimeni nu ar trebui să intre. Fantome? Urăsc fantomele. Ai spus fantome? Nu! 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 Altă întârziere. Viitor rege, veghez asupra ta. Te iubesc. Nu mai e timp, trebuie să-i faci să se grăbească. Nu mai pot de picioare și tu m-ai făcut să vin până aici. Pește, ești un dezastru. Nu aș fi căzut dacă nu m-ai fi încărcat cu toate astea. Nu mai căuta scuze și mișcă-te! Lia, nu le atinge! Ai grijă! Sunt semenii noștri. Ne strigă, s-au pierdut. Trădarea oamenilor a creat acest război. Așteaptă să fie eliberate, dar e nevoie de magie puternică. Această tragedie nu a fost numai din vina oamenilor. Ba da, a fost. Ignorați aceste creaturi. Nu le lăsați să ne distragă atenția. Dragonul întunecat este scopul nostru. Sunt doar abur. Nici măcar nu le pot atinge cu sabia. Căderea lui Lambert ne-a silit să o luăm pe ruta cea mai scurtă. N-am nevoie de o hartă să găsesc ruta cea mai scurtă. Ești un războinic împiedicat. Îmi place să-mi spui așa. Trageți rândurile! Străini! Intru! Sunt pregătit! Ce-i asta ce văd? Oameni și elfi împreună? E liliacul din munții întunecați. Ce? E cam departe de casă. Liliecii ajută bestiile. Atunci nu îl putem lăsa să plece, nu? Unul singur ar trebui să fie ușor de ucis. Da, într-adevăr, oameni și elfi, un preot, o vrăjitoare care controlează focul și alte creaturi ciudate. Vorbește ciudat. Trebuie că se întâmplă ceva ciudat? Oameni și elfi pe acest teren? Liliacule, ce vrei de la noi? Eu nu vreau nimic. Sau prea puțin. Sunt foarte pașnic și prietenos. Dar liliecii ca mine protejează teritoriul dragonului. Bestiile vor fi foarte interesate să afle de asta.
Da, într-adevăr, vor vrea să vă ofere o primire pe măsură. Cred că vor fi foarte interesați să afle de ce elfii și oamenii merg împreună. Dar țin secretul. Vă va costa. Ne-am prăbușit aici. Și acum ne îndreptăm spre casă. Teritoriul bestiilor. Pentru voi scump, pentru mine satisfăcător. Vei muri! Velscut, stai! Na, distractiv! Împrăștiați-vă! Nu e rău, dar îi termin eu! Ia de aici! Iată că vin! Încercați să mă prindeți! Lia, nu trage! Bună lovitură! Vezi dacă poți să le aduci spre mine! Imposibil! Nu mă veți prinde niciodată! Te-am prins, gălăciosule! Acum nu o să ne mai dai de gol! Se pare că peștele meu e unul zburător! Vorbești prea mult! Lia, ai fost uimitoare! Facem o echipă grozavă! Cea mai bună! Fără noi, misiunea s-ar fi încheiat! Mai tași, pește! Din cauza ta suntem aici! Trebuie să recunosc că ai dreptate. Dar am oprit liliacul. Și în plus, harta spune că am găsit cel mai scurt drum. Să mergem! Tu naviezi? Atâta timp cât nu folosești sabia, nu ești așa rău. Chiar trebuie să mă înveți chestia aia cu arcul și zăgeata. Liliacul ăla ne-ar fi dat în vileag misiunea. A spus că a văzut creaturi ciudate. Ce a însemnat asta? Erau vorbe fără rost, nimic mai mult. Hei, deci, care dintre voi e o creatură ciudată? Pentru că amândoi îmi păreți destul de ciudați. Noi, elfii, am fost înșelați aici. Mă voi întoarce să vă eliberez de îndată ce am juvaierul. Renunț! Arcul și săgețile nu sunt pentru mine! Chiar nu pot face! Îmi dai voie? Poate că e armura? E puțin cam strânsă! Cel mai important lucru nu este puterea sau forța, ci dorința inimii. Folosește-ți concentrarea și intenția pentru a obține ce vrei. Asta e ceea ce învață elfii și folosesc în tot ceea ce fac. Trebuie să înveți și tu asta. Înțeleg puterea. Și mi s-a spus că am o inimă mare. Oamenii nu sunt de încredere. I-au dezamăgit mereu pe elfi și au luat decizii egoiste ce ne-au făcut rău. Prințesa mi-a spus să am grijă în ceea ce te privește, dar simt că pot avea încredere în tine. Așa este? Sigur că poți avea încredere în mine.
Nu am nimic de ascuns. Nerwin greșește. Le putem arăta tuturor oamenilor și elfilor că ne putem înțelege. O să fiu aici pentru tine oricând vei avea nevoie. Putem fi o echipă cum nu au mai fost niciodată nici elfi, nici oameni. Lia, îți promit că nu te voi dezamăgi. Lia! E timpul să plecăm! Trebuie să plecăm! Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât mai tare vreau să mă transform. Simt un fior de spaimă în toată ființa mea. Nu ne putem dezvălui cealaltă parte. Ar fi fără întoarcere. Nu avem de ales acum. Sigur că avem. Geralt, ei nu vor înțelege. O să fim dușmanii lor. Atunci așa să fie. Mi-e dor de nava mea. Dar nu vreau să te aud pe tine plângându-te. Mi-a înghețat gura, nu mă pot plânge. E doar un perete de gheață. Sigur e intrarea către cuibul dragonului. Harta elfilor nu se poate înșela. E pe aici, pe undeva. Trebuie să fie. Lasă-mă pe mine. Picioare înghețate. Ce știi despre puterea Juvaierului? De ce te temi de el? Nu știu mai multe decât tine. Simt că știi mai multe decât spui. Ai atins vreodată unul? Știu că odată ce ai atins un Juvaier puternic, devine parte din tine. Bun și rău. E aici, portalul! Oprește-te, frate! La o parte, e nevoie de foc. Lupta celor trei dragoni, simbolul rasei dragonilor. Este un sigiliu puternic ce conține un rău imens. Dacă îl deschidem, acesta ar putea fi eliberat? Spui că asta e o ușă, deci ar trebui să fie o clanță, nu? Varnac, stai, are dreptate, trebuie să fie un alt mod de a o deschide. Știu eu. Acolo sub gheață e un alt simbol al dragonului. O să se încălzească prea tare aici. Asta nu e de bine. Dragon Santinela, dragon al haosului, dragon al vidului, domnia voastră s-a încheiat. Lumea e pe cale să înceapă. Nu mă așteptam la asta. Totul aici e înghețat, ca picioarele mele. E mult prea ușor și noi suntem vulnerabili aici. Nu avem de ales. Nu faceți zgomot și fiți vigilenți. Un gardian al cuibului dragonului! Omoară-l! Urmați-mă! Trebuie să ieșim de aici! Are dreptate! Aici! Ai grijă! Ai grijă! Lia!
sunt eroul tău, nu-i așa? Oh! Nici o grijă, eroule, te-am prins eu. Oh! Avalanșă! Trebuie să închizi peștera! Ce faci acolo? Geralt, nu lăsa asta să se întâmple. Ne vor ucide. Argenta, nu mă pot împotrivi. Depinde de noi acum. Incapabilule! Geralt este încă acolo! Nu putem lăsa creaturile să iasă. Întreaga misiune se va încheia! Tu! Acolo! Geralt! Geralt! E în regulă. Mai avem timp să-l găsim pe dragonul întunecat? Nu vă apropiați. Am ajuns prea târziu. Cook și armata sunt aici. Vor trezi dragonul întunecat. Nu vă retrageți! Încet! Frate, promitem că nu vom muri. Frate! Am eșuat! Planul ni s-a destrămat. Și acum vreau doar să plec de aici în viață. Pește, ți-am mai spus. Viața e imprevizibilă și dură și... Așa se termină totul? Îmi pare rău că te-am băgat în chestia asta, dar pentru noi cel mai rău s-a încheiat. Ne întoarcem în Paradisul Sfinților și o să construim o navă nouă. Vom lupta din nou, îți promit. Ne vom întoarce cu forțe proaspete și... A? Iată
Poate că vin. Vin după noi! Copiau! Retragerea! Toată lumea, retragerea! Retragerea! Asta nu o să-i țină prea mult. Unde-i peștele meu? Lia și Lambert sunt acolo. Și acum? Ce facem acum? Trebuie să-i ajutăm. Repede, nu putem sta aici. Unde-i peștele meu? Nu se poate descurca singur. Haide! Lambert!
face! La mar! Frate, nu! Geralt! Dragon! Nu v-am putut spune adevărul. Ești un dragon. Ai dreptate. Dar de asemenea sunt și om. Îmi pot controla partea de dragon pentru a-i ajuta pe oameni. Ești un dragon bun. Sigur că da. Dar noi suntem dragoni. Și fără noi, veți muri cu siguranță aici. Suntem singura speranță. Dragonii nu pot fi buni și nici nu pot aduce speranță oamenilor. În lumea în care trăim, nimic nu este doar bun sau rău. Dragonii sunt răi. Noi suntem ceva nou. Ceva ce Altera nu a mai văzut vreodată. Noi suntem viitorul. Niciodată. Dragonii trebuie să fie eliminați din această lume. Juvaerul dragonului întunecat va fi al nostru. În niciun caz nu-l poate ucide. E mult prea mare. A ucis o întreagă armată. Geralt este acolo luptând pentru noi. Trebuie să-l ajutăm. Nu putem face nimic.
Nu putem învinge dragonul. Vom muri cu toții. Casarana, totul e bine, încă n-am pierdut. Încă. Lia. O să aduc ciufăr. O să lupt pentru tine. Pentru Lia. Unde-i peștele meu? Dragon, spirit de dragon, sânge de dragon, spirit de dragon. Sânge. Thank you.
dragoni contra dragoni. Trebuie să iau Juvaerul. Trebuie să o salvez pe Lia. Lambert, nu te apropia de mine. Nu e sigur. Nu-l poți atinge. Te va distruge. Îi poți simți puterea. Am nevoie de Juvaer pentru Lia. Indiferent ce zici. Vezi? Deja te afectează. O să-l distrug. Îl distrug eu, Geralt? Dacă oricare din voi atinge Juvaerul, nu veți mai fi la fel niciodată. Veți fi corupți. Nu-mi pasă! Nu. Dar îți pot da Juvaerul meu. Dacă mai e viață în Lia, o va reînvia. Încearcă. Dar va funcționa? Ar trebui, dar repede. Are nevoie de o scânteie de viață. Lia! Lia! L-am luat! Te voi salva! Lia! Te iubesc! Vino înapoi, Lia! Cum e să ții Juvaerul dragonului întunecat? Îi simți puterea? Îi pot simți răul, dar nu pot rezista prea mult. Trebuie să mă ajut să-l distrug. Nu, nu-l voi distruge. Te voi distruge pe tine, dragonule! Nu! Cu acest Juvaer voi conduce lumea. Voi domni peste oameni, elfi și peste ce a mai rămas din dragoni. Juvaerul te va distruge. Nu, îl voi folosi să vă distrug pe toți. Și voi domni, suveran. Juvaerul te controlează, nu o faci. Regele avea de gând să vă trădeze pe toți. Voia să folosească Juvaerul pentru sine. De aceea l-am ucis. Aruncă-l.
Nu merită. Aș putea să vă las în viață dacă îmi jurați supunere. Întreaga lume se va pleca în fața mea și mă va asculta. Chiar și Elena se va închina în fața celui mai mare rege pe care l-a văzut lumea vreodată. Elena? Ce are ea de a face cu toate astea? Domnia mea va fi pe veci, dar nu voi avea încredere în tine. Vremea ta s-a încheiat. Eu sunt prietenul tău. Ascultă, juvaierul îți posedă mintea și sufletul. Nu vei supraviețui. Taci! Nu! Vescud. Vescud, ascultă-ți prietenul. Cu toții suntem prieteni. Aruncă-l. Vescud, nu poți controla o astfel de putere malefică. Eu pot. Știu cum. Lasă-mă să-l iau. Nu mă va îngenunchea. Îl voi folosi pentru noi toți. Minți! Nu! Acum mori! Nu! Nu! Nu, Vescud, nu! Nu! Sau stai mâna cu totul? Ești un pește și îți voi scoate măruntele. Ba nu vei face. Predă-te acum sau te voi ucide. Ești un mare luptător și ai putea avea o viață lungă sub domnia mea. Te voi lăsa să trăiești și să fii cu prețioasa Talia. Dar acum trebuie să alegi. Trăiești sau mori? Alătură-te prietenilor tăi! Nu poți! Voi domni peste toți! Termină-l înainte să se transforme complet! O poți face, Lambert! Avem nevoie de tine! Aveai dreptate legat de puterea juvaierului. Acum știu asta. Vescud! Era cât pe ce să fii hrană pentru bestia aia. Ia! Ia!
impresionată. Fără tine și arcul tău, nu aș fi reușit. Oh, Lambert! Te voi învăța să le folosești. Altera e din nou în siguranță. În siguranță? Cum rămâne cu nava mea? Cum rămâne cu aurul meu? Trebuie să mergem spre casă într-o navă elfă. Coșmarul meu, o navă elfă. Nu aș vrea ca... Relaxează-te. Hei, Varnac! În Altera este din nou pace. Un lucru așa de prețios. Pacea. Pentru că e ușor de pierdut în fața celor ce prețuiesc alte lucruri. Opriți-vă! Opriți-vă! Haideți, ați câștigat! Hei! Și de asemenea m-am hotărât. Numărul 1, noul tău nume e Arc. Numărul 2, al tău este Zăgeată.